India este țara pe care o iubești din primul moment sau o urăști și nici măcar nu vrei să ajungi acolo. Eu mi-am dorit de foarte mulți ani să ajung și atunci când am aterizat, m-am îndrăgostit incredibil de energia pe care o are această țară, de oameni, de locuri și de tot ce m-a înconjurat. Plus că iubesc India pentru că este locul în care mi-am schimbat viața. Când m-am întors, foarte mulți oameni m-au întrebat unde să se ducă, ce să facă acolo și în ce locuri să meargă. Și pentru că aș vrea să vin în ajutorul lor cu multe răspunsuri, m-am gândit să organizez o excursie în India. Așa că împreună cu agenția de turism Eturia am hotărât să facem o călătorie într-un centru ayurvedic, unde vom sta împreună 10 zile și vom experimenta extrem de multe tratamente ayurvedice, meditație și tot felul de terapii care ne ajută să ne relaxăm, să ne liniștim sufletul, mintea și să fim un pic departe de tot ceea ce ne înconjoară, să învățăm lucruri și să le integrăm